MMO nu este o mecanică. Nu este ca RTS sau FPS care descrie clar acțiunea, modul de livrare a experienței, first person shooter, tragi în chestii din prima persoană. Asta descrie o mecanică, descrie modul în care joci. Real time strategy, strategie în timp real. Adică este ceva strategic ce se petrece simultan cu ceea ce face oponentul. Descrie o mecanică. Platformer chiar descrie acțiune, descrie măcar ce faci acolo, deci gameplay-ul descrie. Țopăi pe chestii, țopăi pe platforme. MMO nu face asta. Dar cumva toată lumea, inclusiv producătorii, mulți dintre ei, cred că MMO înseamnă un lucru. Omori chestii, adun loot, aștept să facă respawn, le omori iar, te duci în raiduri, te duci în dungeon-uri, ajungi la nivelul maxim, îți dai seama că ți-ai erosit viața, nu mai joci. Acesta este un mod foarte dăunător de a gândi. Este dăunător de vreo 15 ani. Pentru că a fost destul să fie 2-3 jocuri ce a avut succes cu această implementare a unei idei, de fapt nici pe care o implementare a unei idei, cu acest mod de a reprezenta un concept, și toată lumea le-a refolosit până la moarte, pentru că a avut succes. Dar de la un moment, toate încep să semene una cu alta. Cum ar fi The Elder Scrolls Online, care a fost recent relansat gratuit, ca Tamriel Unlimited. Este în multe aspecte cam același joc cu ceva precum Call Online, pe care îl butonam acum literalmente 9 ani. Iar atunci, mie, personal, mi se părea ceva nou și interesant, pentru că nu mai jucaserăm un MMO. Ideea de a participa la o sesiune de ca un fel de Diablo extrem de diluat și foarte nașpa, alături de sute mii de alți oameni, mi s-a părut uluitoare. Putem forma o ghildă, putem forma un grup, putem să jucăm împreună. Pot să întâlnesc oameni noi și interesanți în toată lumea, putem deveni prieteni. Pot întâlni elane acolo, baghere, pot întâlni diverse alte animale pufoase, pe care le cunosc de 10 ani de zile din cauza unui astfel de joc. Dar asta ține tocmai de parte de MMO. MMO doar asta poate să descrie. Faptul că joci la un loc cu mai mulți oameni, cu foarte mulți oameni, un număr imens de oameni chiar. Asta este tot ce descrie MMO. Chestia la care lumea se referă de obicei când descrie un MMO este de fapt un MMORPG. Anumită, foarte, foarte limitantă variație de MMORPG care a fost, în esență, bătută în cuie de EverQuest și apoi rafinat până la maxim de World of Warcraft. Este genul de joc la care încep la nivelul 1, adun cu greu echipament, omori inamici care apar spontan din pământ fără niciun fel de rost sau noimă în existența lor și repezi procesul până când îți iese sânge pe ochi. O, sigur, ai putea să faci asta și într-un RPG de single player, doar că acolo ai mai multă libertate de a face tâmpenii, de a face chestii amuzante, de a juca într-un alt mod decât doar a apăsa câteva taste și prefăcându-te că de fapt tu ai făcut ceva. Luând iar The Elder Scrolls Online ca un exemplu, poți arunca brânză, munți, tone de brânză de pe un munte în Skyrim. De ce? Pentru că este amuzant. Poți fi proiectat pe orbită de un uriaș. Asta nu pățești într-un MMO, pentru că un MMO, un MMORPG, în viziunea cam tuturor, mare, mare regret, trebuie ca să semene cu World of Warcraft sau cu EverQuest. Iar asta nu are sens, pentru că acele jocuri, sau măcar EverQuest, măcar Ultima Online, nu arăta așa, nu funcționa așa, pentru că asta era rețeta optimă. Pentru că asta era cea mai bună chestie care au putut ei să o facă în toate erele timpului, că este design suprem, nu, pentru că asta au putut atunci. MMO-urile, chiar și MMORPG-urile, nu au fost asta la început. Erau ceea ce permitea tehnologia. Erau camere de chat mai întâi. Erau locuri în care oamenii veneau ca să participe la aventuri în text, să facă roleplay în text, cum facem noi la Pathfinder sau, eu știu, la Vampire the Masquerade, să ne prefacem că suntem personaje, să jucăm din perspectiva lor, ca un fel de teatru comun, jucat de toată lumea. Nu pentru că suntem nebuni, ci pentru că asta este fantezia, asta este modul în care scap de realitate și nu are nimeni niciun drept să te judece pentru asta. Decât dacă ești un furry, caz în care am și eu limitele mele, ok, bine, ok. Pe măsură ce tehnologia a evoluat, a permis implementarea de aspecte mai complexe, de mecanici efective în aceste jocuri. Ca lupte primitive ce erau construite folosind șablonul unui RPG din lumea reală, pentru că iarăși era vorba de roleplay. Iar RPG-urile, ale din lumea reală, pen and paper sau LARP-uri, înseamnă în principal roleplay, iar apoi regulile, apoi sistemul de reguli, apoi luptele, apoi fat loot-ul, apoi asta, dar mai întâi roleplay.
Mai întâi interacțiunea socială, mai întâi oameni vorbind cu oameni, interacționând cu ei, participând la această fantezie comună, la această halucinație asupra căreia toată lumea a ajuns la un acord ca să existe. Asta fiind mai mult sau mai puțin descrierea ciberspațiului din cărțile seriei Sprawl cu Neuromancer și multe altele. Când tehnologia a evoluat mai mult, a primit grafică. Nu mai era doar text, nu mai era doar interpretarea abstractă a ceea ce se întâmpla. Erau pictograme, sigle, colorate. Tot aveai nevoie de imaginație ca să te vezi pe tine acolo ca un mare erou, ca un pungaș netrebnic, ca orice erai pe acolo. Dar era vizibil, era organizabil mai ușor în termen de gameplay, pentru că puteai avea o componentă mai însemnată de joc. Puteai să pui acolo câțiva inamici cu care să te bați. Puteai să pui acolo fat loot mai ușor de văzut. Fat loot fiind obiecte pe care le găsești, cum ar fi săbii, armuri și altele, așa îi spun pentru că este mai amuzant. E ca un fel de fisticiu. Tehnologia a tot evoluat până când a permis bătălia aproape în timp real, sau măcar în ture simultane. Fiecare jucător având propria sa tură ce era executată în timp real, adică dura câteva secunde, putea să nu facă nimic în timpul ăsta, chiar poate nu făcea nimic din cauza că nu era suficient rapid, iar inamicul său făcea la fel în același timp. Și cu toții jucau după acest ceasornicar ce putea funcționa pe conexiuni la internet antice, adică nu te putea uita la un e-mail folosind ce servicii avem acum cu acel fel de internet care era atunci. Dar cumva, acum că avem internet superluminic, chiar și în SUA, este mult mai performant decât era acum 20 de ani, jocurile merg după același sistem, pentru că ăsta s-a vândut, pentru că ăsta a avut succes, a fost reimplementat de oameni care au văzut doar asta, că a avut succes, că ăsta a funcționat, fără să ia în considerare de ce era așa. Nu era așa pentru că asta era perfecta implementare, nu, era așa pentru că nu puteau mai bine atunci. Richard Garriott a spus că este oarecum dezamăgit să vadă că lumea încă mai folosește exact ce au făcut cei de la Origin cu 20 de ani în urmă la Ultima Online. E ca și cum încă mai vindeca boli folosind lipitori în loc de, literalmente, orice în afară de lipitori. E ca și cum încă mai folosi paie ca material de construcții când ceea ce faci este un zgrienor. Folosind acel design vechi, acel design făcut pentru că nu se putea mai bine, asta faci. Folosești un design vechi care nu mai este în niciun fel relevant. Cum ar fi să pui 30 de inamici care stau degeaba pe o hartă așteptând să fie omorâți. De ce sunt acolo? De ce sunt aia acolo? Ce caută aia acolo? Este o zonă cu mobi, acolo sunt e o pădure bântuite și nu știu. Sau acolo sunt bandiții care nu fac absolut nimic. Unde ați văzut într-un MMO bandiții care vezi mereu pe străzi, pe poteci, să și facă ceva? A, da, vin să te taci pe tine ca să te jefuiască. Ok, bun. De câte ori după ce te omoară ți-au luat banii? Niciodată. De câte ori atacă NPC-uri? Niciodată. Sunt doar 2-3 excepții care chiar au încercat să facă asta. Să facă inamici care chiar aveau un sens acolo. Tabula Rasa era unul, Rift era unul și Guild Wars 2 era unul. Și, cu puțin noroc, va fi EverQuest Next unul grozav. Chiar dacă și MMO-urile mai vechi aveau idei mai complexe decât du-te acolo și omoară astea, multe jocuri contemporane nu le au pentru că cele de succes major nu le aveau. Nu avea EverQuest opțiunea de a construi case. Nu avea World of Warcraft opțiunea de a avea un sistem politic în care jucătorii puteau construi orașe și le puteau guverna. Nu avea un război economic. Nu avea în esență nimic decât lupte și o poveste nu prea bine spusă. Și asta a repetat toată lumea, pentru că asta a avut succes. Din nou, fără a înțelege de ce era așa. Nu că e ceva rău la a avea un joc ce are mult combat în el, atât timp cât acel combat este făcut cu un rost, cu un cel, cu un scop. Cât timp acel combat chiar îți oferă ceva. Și venim iar la comparația cu originea acestui gen a MMORPG-ului în RPG-uri pen and paper. La ceva ca D&D, la ceva ca Pathfinder, chiar o luptă este adesea pe viață și pe moarte. Dacă îi dai un shoot în posterior unui rogue și dacă n-a nas cu un mad golem, ăla a murit. Ați văzut chiar cum a murit. Literalmente, crăpat, dus, mortus. Tot ce a fost și tot ce era acel personaj nu mai este. S-a dus, permanent.
Irreversibil, irrevocabil. În MMO-uri nu ai acest risc. Ai doar riscul ca să pierzi o parte din progres, dar nu să dispari complet. De asta jocuri precum DayZ, care sunt și ele într-un fel MMO-uri, nu chiar super masive, dar toți MMO-uri, pot avea un succes atât de mare pentru că aduc un factor de risc care nu este prezent în MMO-urile normale. Poți rămâne fără personaj, poate crăpa, poate dispare definitiv. Este răsplată în riscul pe care îl depui. Nu este pedeapsă, pentru că vrei să explorezi o lume, una pe care jocul nu vrea să o explorezi, ca urmare cum ești lovit un inamic, viteza ta scade la 0 și trebuie să te bați cu el și mor pentru că este cu un nivel mai mare ca tine. Este răsplată, este risc și răsplată pentru că poți ocoli inamicul, îl poți eschiva, te poți ascunde de el, îl poți dobori dacă ești suficient de abil, suficient de agil, dacă ești suficient de inteligent. Fie că e vorba de zombie sau om, MMO-urile nu țin cont de asta de obicei. Inteligența nu este un factor. Ai făcut build-ul cel mai bun indicat de un fac? Perfect. Folosești abilitățile în ordinea indicată de un fac, de un ghid? Perfect. Bun, ai câștigat. Dacă ai făcut grind vreo 50 de ore, sau când n-a bățat luat ca să faci nivelul maxim și să strângi fat loot și gear foarte puternic, ai câștigat. Literalmente nu există niciun fel de talent implicat, niciun fel de gândire. E doar executarea planului făcut de altcineva. Fără improvizare, fără libertate, poți să încerci să mergi pe calea neoptimă. Felicitări, o să descoperi cât de nașpa poate fi jocul, pentru că toată lumea va merge pe calea optimă, deoarece tot jocul este gândit ca toată lumea să meargă pe calea optimă. Dacă tu deviezi căutând distracție, ai eșuat. Nu mai suntem în jocuri la care poți să fii, eu știu, ăla care face mobilă, ăla care nu omoară nimic și tot poate progresa, tot se poate distra, tot poate fi o parte esențială a acelei comunități. În jocuri ca World of Warcraft, dacă ești acel individ, ești demn de a apărea la știri, pentru că absolut nimeni nu mai face asta afară de tine. Au scos o parte esențială din RPG-uri, din MMORPG-uri, partea de role-playing, partea de interacțiune cu alți oameni. Acum este doar acolo ca un mod de a face mai ușor dungeon-uri, pentru că te grupezi în gilde, în party-uri. Role-play este o chestie secundară, este o chestie pe care tot trebuie să o faci tu la nivel de imaginație, adică fără prea multă implicare în jocul adevărat. Susținerea aspectului de roleplay a rămas încă în vremea în care toată lumea încă mai folosea text. O, sigur, te poți îmbrăca ca o vacă ce poartă un costum, dar prea multe jocuri tot nu au acel aspect politic, tot nu au intriga ca o esențială parte din gameplay-ul său, din ceea ce este acel joc. Dar sunt câteva care l-au, câteva care nu au mers pe exact aceeași rețetă, jocuri care chiar au încercat ceva diferit. Aveți EVE Online, la care organizații conduse de jucători schimbă radical experiența de a juca, schimbă practic gameplay-ul. Poți să joci oamenii în loc să joci jocul. Poți să-i învârți pe degete, poți să-i manipulezi. Poți porni un război, unul care chiar va avea o influență imens asupra economiei, asupra situației politice, asupra cam orice. Și nu ca un act secundar pe care îl faci între grind de experiență, pentru că nu faci grind de experiență, ci ca idee principală a jocului. Necesită foarte multă implicare, având ca urmare o accesibilitate mai redusă decât ceva la care intri un sfert de oră, omori, zice clip și gata, felicitări, ai făcut un MMO level up, nu știu ce. Dar merită. Sau Second Life. Second Life era un MMO așa cum a fost invizionat acum foarte mulți ani de William Gibson sau foarte, foarte mult de Neil Stephenson în Snow Crash. Un MMO la care poți face literalmente orice, pentru că este o lume virtuală în care lumea poate conviețui, poate coexista, se pot duce la plimbări, se pot duce la un bar, se pot lupta cu săbii virtuale, pot face absolut totul, fără grind de experiență, fără să fii nevoit să joace câteva mii de ore pentru a aduna fat loot, doar jucând, doar fiind acolo, doar fiind ceea ce vor să fie. O, sigur, nu strica dacă tu însuți scriei programul pentru lupte cu săbi și ca urmare de erai cel mai tare din lume, mă la tine hero protagonist, trișorule, dar chiar și cei mai neînsemnați, mai inabili în materie tehnică erau bineveniți acolo, erau o parte din acea lume. Și spre asta vreau ca să ne îndreptăm cu VR-ul, mai mult către experiență de MMO cum au fost prezentate în Snow Crash decât în World of Warcraft. Mai mult Everjane decât
The Elder Scrolls Online. Mai multe jocuri care înțeleg că MMO nu înseamnă omoară același șobolan ca să adun 10 cozi, ca să dai unui negustor, ca să-ți dea apoi 5 cupru care vor fi complet inutili atunci când ești nivelul 50. Pentru că un MMO bun nu o să-ți piardă timpul cu rahat. Designul contemporan de MMO-uri, asta este rahat. Poți încerca să-l apri că așa sunt MMO-urile, nu, așa este rahat. Era scuzabil când literalmente nu puteai face altceva decât rahat, dar acum lenea nu este o scuză. Nene de la marketing, nici ăla nu este o scuză. Ăla poate fi concediat. Publicul asta vrea, clar, asta se vinde, asta vrea publicul, nu. Publicul habar nu are ce vrea. Dacă publicul ar ști ce vrea, atunci probabil publicul ar face ce vrea, în loc să aștepte ca să apară din marele nean cosmic următoarea mare idee. Știa cineva că vrea Goat Simulator? Nu. Știa cineva că vrea DayZ? Nu. Știa cineva că vrea World of Warcraft? Nu. Știa cineva că vrea EverQuest? Nu. Știa cineva că vrea Ultima Online? Nu. Știa cineva că vroia posibilitatea de a juca alături de 100 de oameni la un loc, într-o cameră de chat compusă dintr-un ecran negru cu text alb? Nu, dar toate s-au întâmplat și lumea le-a cumpărat, le-a adoptat, au avut succes pentru că cineva s-a gândit, hei, hai să fac ceva ce n-a mai încercat nimeni până acum. Iar de 10 ani de zile producătorii de MMO-uri au uitat asta. Că mecanicile, că designul, că modul în care experiența este livrată n-ar trebui să rămână blocate în 95 sau în 99 sau în 2004. Că MMO-ul, prin definiție, nu are limite, nu are reguli, nu are motiv să fie același de fiecare dată.